poți salva lumea prin culoare și cuvinte. O demonstrează o artistă care schimbă viața clădirilor gri din orașe și schimbă astfel mult mai mult mentalități și comunități. Se numește Vanda Hutira, e pasionată de artă și de natură, îndrăgostită de culori și de România. În ultimii 3 ani a semnat peste 50 de lucrări murale în toată țara. Iată povestea ei în campania Ajutie. În Bucureștiul gri, de care e greu să te îndrăgostești, răsare din când în când o pată de culoare, câte un mesaj în fața căruia e imposibil să nu te oprești. M-am întrebat mereu cine este în spatele imaginilor care, de câțiva ani, colorează România zid cu zid, stradă cu stradă. Ne-am întâlnit într-o dimineață senină la marginea capitalei. Bună! Eu sunt Ana Maria Gheorghe. Bine ai venit! De câțiva ani, Vanda Hutira străbate țara în lung și în lat ca să o facă mai frumoasă. Astăzi ne îndreptăm spre Constanța, încă un oraș pe care ea și-a pus amprenta. Aici oamenii nu o cunosc, dar îi cunosc arta și asta îi este suficient. E frumos, e clădirea mea. E pictura mea. Felicitări! Mulțumesc! Idee inovatoare, idee nouă, idee decât să vezi jerpeliturile exact asta din toată piața Ovidiu. Mai bine așa, mai bine mai bine o pictură care vrei, nu vrei, scoate în relief. Nu știu, trăire, viață, e altceva. Acest altceva e felul Vandei de a schimba lumea. A crescut înconjurată de natură și de frumos, într-o familie de artiști, în Maramureș. O vreme a lucrat în publicitate, dar apoi și-a urmat chemarea spre arta stradală. I-a venit natural, parcă dintotdeauna, acolo unde alții văd doar ziduri gri, ea vede o pânză albă. Ce ar trebui să știe oamenii despre tine? Sunt Vanda și îmi place să fac lucruri. Acum 2 ani mă uitam din port pe oraș și ziceam, mamă, câți pereți, trebuie să facem ceva cu ei. Și acum au apărut deja, nu știu, spre 15 pereți. Dă-i Vandei un perete, iar ea îți va da o parte din sufletul ei pictat în culori și cuvinte. Ești suficient. Natura se simte. Comunitatea creează schimbarea. Închide ochii și privește. Mesaje sociale care inspiră, care conectează sau dau încredere și speranță. Tu când închizi ochii, ce vezi? Orice vreau eu. E această libertate de a putea vedea orice spre care ce-ți dorești și pe care trebuie să o faci. Vandei nu-i plac cuvintele mari decât pe pereți. E felul ei de a spune lucruri pe care altfel nu ni le spunem suficient unii altora și nici nouă înșine. A avut, ca noi toți, momente când s-a îndoit de ce poate. De aici a plecat sloganul. De aici a plecat mesajul cu You Are Enough. Că se pare că ne punem foarte multe limite și ne blocăm noi în propriile noastre gânduri, în propriile noastre imaginație, care uneori e pozitivă, alteori pur și simplu inventăm conspirații despre noi înșine. Așa, cu fiecare zid pictat, mai vindecă ceva. Sunt atât de multe repere pe care le avem comune, chit că, nu știu, ne considerăm așa străini unii de alții, sunt atât de multe lucruri pe care le avem în comun. În ultimii 3 ani, Vanda Hutira a semnat peste 50 de lucrări în toată țara. De anul trecut, schimbă fața orașului Constanța alături de artiști din mai multe țări care participă la primul festival de murale de aici. Acum vrea să organizeze workshop-uri pentru copiii români din medii defavorizate și pentru copiii refugiați din țări precum Siria sau Pakistan. Să picteze împreună cu ei un perete și să-i ajute astfel să se simtă văzuți, înțeleși, integrați. Foarte frumos să vezi că poți să ajuți, cumva fiecare făcându-și partea lui, participăm la un rezultat mult mai mare decât ce putem să facem fiecare de unul singur. Nu singură, ci împreună cu noi, Vanda are nevoie să găsească un perete în centrul capitalei, să facă rost de vopseluri, de transport și de hrană pentru micii artiști. Magia o asigură ei. Sunt copii care și-au schimbat țara, limba, reperele, viața și pe care arta îi poate aduce înapoi acasă, în sufletul lor. Pe măsură ce lucrăm cu ei, vezi cum reușesc să-și acceseze gânduri și emoții și trăiri tot mai adânci și mai sensibile, mai vulnerabile. E dorința ei pentru alții. Pentru ea, și-a pictat dorința într-o popădie și a trimis-o în gând către univers. Please come true.
Da. Tu ce dorință ți-ai pus? N-am voie să zic, că nu se îndeplinește. Și mâine, înainte de Observatorul Orei 12, vă dau din nou întâlnire în platoul Ajut Eu, să o cunoaștem pe Vanda Hutira, să stăm cu ea de vorbă mai mult și să vedem câți dintre noi spun Ajut Eu, câți dintre noi vor să ducă visul ei mai departe și să-l împlinească, pentru că Ajut Eu, nu-i așa, este cel mai mare accelerator de visuri din România și lanțul de bine e din ce în ce mai mare.